Bun găsit, stimați telespectatori, vă spune Societatea Astronomică Română de Meteor la o nouă ediție a emisiunii Noi și Cerul, ultima ediție din Luna Mondială Astronomiei. După cum știți, luna aprilie este Luna Mondială Astronomiei. Iată, ne aflăm spre sfârșitul lunii. Ca urmare, ați văzut videoclipul oficial al Lunii Mondiale Astronomiei, un eveniment global. Se desfășoară, bineînțeles, pe toată planeta, activități multe. Vom vorbi în ediția de astăzi despre evenimente organizate în Luna Mondială Astronomiei, despre Ziua Internațională a Astronomiei. Eu îmi cer scuze pentru că nu arăt chiar fresh, am călătorit toată noaptea, am vrut totuși să facem ediția de astăzi a emisiunii ca să nu rămânem datori la dumneavoastră cu informații din sfera astronomiei și educației prin astronomie. Vom afla de evenimente, despre evenimente organizate, despre activități organizate în țară, la București, Galați, Bârlad, Codnari, Alba Iulia, Sighetu Mărmație, Miercurea Ciuc, Târgoviște, informații despre cum au aniversat Ziua Internațională a Astronomiei, astronomii amatori, iubitorii cerului, cum au venit în întâmpinarea publicului cu instrumente astronomice, cu telescoape, pentru a oferi posibilitatea oamenilor de rând, oamenilor care fie s-au informat, fie erau în trecere acolo unde s-au instalat telescoapele în locuri publice, în special în locuri publice, în piețe centrale, în orașe, pentru a facilita accesul la instrumente, pentru a privi obiectele cosmice, în special Luna, pentru că Luna Mondială Astronomiei are multe activități și când nu este luna pe cer, dar Ziua Internațională a Astronomiei, iată, se desfășoară în faza, când luna este în fază de prim pătrat, spre prim pătrat la acel sfârșit de săptămână. Ca urmare, am avut astfel de activități. O să vă prezentăm dintre ele, o să avem și vreo trei intervenții în direct. Prima va fi din București. Vom intra în legătură directă prin telefon cu domnul Adrian Șonca, coordonatorul Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu din București, pentru a ne povesti despre o acțiune care s-a desfășurat la București, la Observatorul Astronomic, legată de Ziua Internațională a Astronomiei. Este vorba și de o expoziție inaugurată chiar de Ziua Internațională a Astronomiei și, bineînțeles, este vorba de activitățile specifice, acelea prin care publicul a putut privi prin telescop. Sunt informat că avem legătura directă prin telefon, așa că haideți să aflăm ce s-a întâmplat la București de Ziua Internațională a Astronomiei. Alo? Alo, da, bună ziua, salut! Bine ai revenit în emisiunea noastră, Adrian. Te rog să ne povestești ce s-a întâmplat la București, la Observatorul Amiral Vasile Urseanu de Ziua Internațională a Astronomiei. Știu că în afară de obișnuita activitate prin care publicul privește prin telescop obiectele cosmice, ați avut și inaugurat unei expoziții mai deosebite. Da, sigur. Noi întotdeauna am spus că pentru noi, cei care lucrăm cu publicul în astronomie, Ziua Astronomiei fiecare seară. Adică noi, având deschis 5 zile pe săptămână, puteam să facem același lucru și de Ziua Astronomiei, dar ne-am gândit să fie ceva mai mult și am scos câteva postere foarte mari cu Luna, cu imagini luate de sonda americană LRO, care este chiar și acum funcționează. Am făcut câteva poste cu harta lunii, câteva peisaje selenare, dar de mărime mare, ca să fie oamenii impresionați. Și în plus, față de ce oferim noi normal, le-am arătat și postele acestea. Oamenii intrau în observator așa pe grupuri, îi duceam, le povesteam despre lună, după aia duceam în expoziție, după aia apucau să și vadă luna prin telescop, că Ziua Astronomiei este despre lună, bineînțeles. Luna este vizibilă întotdeauna. Da, bineînțeles, despre lună, da, cel mai atractiv corp ceresc, inclusiv din marile orașe unde avem poluare luminoasă. Dacă nu-ți place luna văzută prin telescop, poți să te retragi din orice domeniu, că nu mai ai nicio șansă să fii om, probabil, cam așa. Da. E spectaculoasă luna. Și au venit vreo 700 de oameni, cam așa am numărat, nu au fost foarte mulți, dar 700 de oameni până la ora 2 dimineața, cât am avut noi deschis. Da, bineînțeles, sunt oameni care fie află din mass media sau din informațiile pe care le furnizați, fie poate chiar s-au învățat unii să vină mai des pe la observator. Cert este că vedem public de toate categoriile, de toate vârstele,
Deci interesul pentru astronomie este crescut cu atât mai mult cu cât se popularizează ziua astronomiei și oamenii sunt bucuroși să afle informații, să vadă imagini și, bineînțeles, cel mai mult să privească prin telescop. Luna aceasta, astronomiei de anul acesta, chiar a fost dedicată lunii. Fly Me to the Moon este un slogan și iată de ce expoziția aceasta cu luna a fost binevenită și cred că va fi vizitată în continuare. Până când rămâne deschisă expoziția, cât se mai poate vizita? O mai ținem 3 luni de zile în camera noastră și oamenii pot vedea imaginea acestea mari cu luna. Oricum, ce a fost deosebit față de anul trecut la ziua astronomiei, aș putea spune, am văzut foarte mulți copii mici aduși la ore din astea nepotrivite să vadă luna și să-l vadă pe Jupiter. Asta, într-un fel, e bine, nu? Că au ieșit și ei din casă noaptea, dar foarte mulți copii cu părinți, bineînțeles, copii mititei. Asta e interesant. Asta n-am mai văzut până acum, așa noaptea, bineînțeles, târziu. Da, e un lucru bun, îmbucurător, pentru că accesul la educație trebuie să se facă de la vârste fragede și în astfel de activități, bineînțeles, că se atinge și acest scop în mod indirect, acela de a oferi posibilitatea publicului și copilor în special accesul la educație prin astfel de manifestări, de acțiuni, fiind un observator astronomic, fiind de fapt un fel de centru cultural, dar și centru de educație, putem să-l numim așa. Ce alte activități mai aveți? Ce informații putem să mai dăm publicului despre ce se mai întâmplă la observator? Când să mai vină? Ce în perioada următoare? Pot să vă spun așa, în afară de programul nostru obișnuit de observații cu publicul seara, joi, vineri, sâmbătă și bineînțeles și ziua pentru soare, dar nu-l mai menționez. Mai avem două prezentări speciale care se țin la Muzeul Municipiului București. Una este chiar astăzi, la ora 19, și o să mai fie una pe 12 mai. O să mai fie una. Noi le ținem sâmbătă seară, la ora 7, când oamenii sunt liberi. Și una este despre univers așa în general și cealaltă este despre cum ar arăta cerul văzut de pe alte planete. Deci avem două evenimente în plus. 28 aprilie azi și 12 mai luna viitoare. Așa că astea sunt evenimentele noastre. Da, ne revenim după ziua astronomiei. Da, deci o invitație în plus, stimați spectatori, să mergeți să vizitați Observatorul Astronomic și să, iată, să participați la aceste prezentări unde spuneai că au loc la... La Muzeul Municipiului București, chiar la Universitate în centru, acolo e un palat mare, palatul Suțui, se spune, și în hol acolo aranjăm scaune și stăm cam o oră și ceva și ne uităm la diferite lucruri pe ecran, bineînțeles. Noi ținem prezentări acolo de două ori pe lună și la ultimele prezentări am avut cam 150 de oameni la fiecare prezentare, așa că este într-un fel... interes. Nu știu dacă pentru că e biletul 5 lei sau pentru că chiar le place astronomia, rămâne de văzut. Da, iată, acces la educație pe mai nimic, putem să spunem așa. Foarte bine, felicitări, succes în continuare și vă mai așteptăm cu informații despre evenimentele pe care le organizați la București. Cer senin să aveți. La fel. A fost prin telefon Adrian Șunca, coordonator Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu din București cu un eveniment dedicat Zilei Astronomiei. Ați văzut, dar în continuare cu această expoziție ce se poate vizita încă 3 luni de zile și cu cele două evenimente anunțate la Palatul Șuțu. Noi mergem mai departe, înainte de publicitate, să vă prezentăm și informațiile pe care le-am primit de la Galați. Avem chiar imagini trimise de Ovidiu Tercu, coordonatorul Astroclubului și Planetarului Observatorul Astronomic și Planetarului din Galați și, bineînțeles, și Astroclubul de acolo. Aproximativ 1000 de vizitatori din Galați și Brăila au participat anul acesta la Ziua Astronomiei, ne spune Ovidiu Tercu. Acțiunea de popularizare a astronomiei s-a desfășurat pe parcursul a 5 ore în două etape. Iată, vedem aici imagini de la prima parte acestui eveniment, care a avut ca desfășurare în orele dinainte a lăsării serii o conferință de astronomie în sala auditorium. A durat aproximativ 2 ore această conferință. Bineînțeles că aceste conferințe prin care se fac fel și fel de proiecții și informații și așa mai departe sunt binevenite, după care urmează, iată, odată cu căderea serii, observații astronomice care s-au realizat până la miezul nopții. Vedeți aici o afluență de public foarte mare.
Observatorul astronomic planetariu, complexul muzeal de științele naturii din Galați, iată, dispune de instrumente, destul de multe instrumente și instrumente destul de performante, dacă e să spunem așa, fiindcă de obicei la public merg instrumentele obișnuite, dar iată, aici avem chiar și instrumente performante, instrumente mari, prin care, bineînțeles că s-au putut observa în principal Luna, așa cum știm, dar și alte obiecte cosmice, planeta, probabil planeta Venus, la căderea serii, planeta Jupiter, dacă s-au făcut observații până la miezul nopții, după ora 10:30 a apărut și planeta Jupiter s-a ridicat astfel încât să poată fi privită prin telescop și probabil și alte obiecte cosmice. Ziua astronomiei, motiv de bucurie pentru a privi cerul, iată, și la Galați. O să întreb colegii dacă luăm pauza de publicitate. Da, luăm o pauză de publicitate. Revenim cu informații din alte locuri din țară unde s-au desfășurat evenimente dedicate Zilei Astronomiei. Emisiunea Noi și Cerul, din nou în direct, stimați telespectatori, în studio Columna TV. Vorbim despre acțiuni și activități organizate cu ocazia Zilei Astronomiei, Zilei Internaționale Astronomiei, în Luna Mondială Astronomiei. Am văzut ce s-a organizat la Observatorul Astronomic Amiral Vasile Orseanu în București, am văzut la Complexul Muzeal de Științele Naturii Observatorul Astronomic și Planetariu din Galați. Acum mergem la Bârlad, pentru că Muzeul Vasile Pârvan din Bârlad, în cadrul căruia există secția de astronomie cu Observatorul Astronomic și Planetariu, coordonate de inimosul Ciprian Vândevară, iată, împreună cu membrii Astroclubului Perseus, au organizat observații solare între orele 17:30 și 18:30 în parcul din centrul orașului, cu ajutorul unui instrument solar împrumutat de la Astroclubul București. A fost invitat special Daniel Berteșteanu de la Astroclubul din București. Iată, aici în parc, care este peste drum de observator și de planetariu, s-au instalat aceste instrumente, un instrument special prin care se poate observa soarele. Apoi a avut loc prezentări publice de la ora 18:30 la ora 20, atelier dedicat aplicațiilor spectroscopiei în astronomie. Principalele secvențe ale atelierului au fost evidențierea spectrului continuu generat de un bec cu incandescență și a liniilor de emisie ale mercurului generate de un bec economic, pune în evidență liniilor de emisie ale hidrogenului, heliului și neonului cu ajutorul unor tuburi cu descărcări în gaze rare fiate. Exemplificarea procedurii de detecție a hidrogenului în spectru stelei Vega. Iată, niște chestii mai interesante, care nu se fac oricând, la care publicul nu are acces. Acum vedem imagini din parc, de la observațiile la soare. Ați văzut ceva imagini și de la acest ateliere, probabil că vor mai fi și alte imagini. Spuneam niște subiecte, niște teme mai puțin abordate. Vorbim aici de spectru stelei Vega, ați văzut de exemplificarea procedurii de detecție a hidrogenului și punerea în evidență a liniilor de emisie ale hidrogenului, heliului și neonului. Iată aici, în cadrul acestor ateliere, vedem aceste prezentări și aceste experimente care au fost făcute cu un bec cu incandescență și pentru emisiile, linie de emisie ale mercurului generate de un bec economic. Daniel Berteșteanu, în imagine l-ați văzut de la Astroclubul din București, a făcut deplasarea la Bârlad pentru acest eveniment. După aceste prezentări, odată cu căderea serii, între orele 20:30 și 22, s-au făcut observații astronomice în parcul din centrul orașului, tot în acel loc, pentru că este un loc cu deschidere de această dată. Iată, aici este ceea ce vorbeam mai devreme cu aplicațiile spectroscopiei în astronomie. Iar aici s-au ieșit din nou cu telescoapele în parcul din centrul orașului, deci nu în interiorul observatorului unde spațiul este mai mic, ci iată, au mers în parc unde este un spațiu mai generos pentru observații astronomice. Luna și planeta Venus au fost observate. La curs au participat în jur de 50 de persoane la observațiile solare, la prezentările publice la fel 50 de persoane și spune Ciprian că au fost numărate 120 de persoane când s-a făcut numărătoarea la un moment dat la observații astronomice nocturne. Deci la Bârlad
unde este o activitate susținută, iată, de Ziua Astronomiei s-a marcat acest eveniment pentru activități mai speciale. De asemenea, a primit informații de la Astroclubul București. Domnul președinte Marian Naiman ne-a spus că Astroclubul București de Ziua Astronomiei din 21 și 22 aprilie au participat la aceste activități de la Bârlad. Ați văzut imagine mai devreme prin reprezentantul său Daniel Berteșteanu, prezentarea aceea despre spectroscopie și observații solare. Și de asemenea avem și o imagine, aici s-a utilizat o luneta solară Lund în H-alfa astroclubului și spectroscopul de laboratoriu didactic al lui Daniel, tot cu ocazia Zilei Astronomiei. Astroclubul București a organizat Noaptea Astronomiei sub stele la Comana, în județul Giurgiu, cu un cer foarte bun sub care au fost aproximativ 20 de persoane, 11-12 instrumente astronomice îmbarcate pe tot atâtea automobile. A fost o noapte frumoasă cu temperatura de circa 10 grade Celsius, senină, deși luna ne-a cam deranjat puțin. Bineînțeles că luna e pe șireata, singura imagine pe care o avem de la această ieșire. Locul ales era departe de traficul rutier, astfel încât am putut să ne desfășurăm activitățile fără să fim deranjați de luminile parazite. Observații vizuale avite, obiecte Messier, lună, Jupiter, stele dube, etc. S-au făcut fotografii, timelapse-uri, s-au testat lunete și telescoape. Iată, de Ziua Astronomiei, Astroclubul de această dată, Astroclubul București, a ales să aibă o activitate mai retrasă, cu participare mai redusă și nu a organizat un eveniment public în oraș, în București, așa cum a procedat în anii din urmă. Mergem mai departe, o să luăm o legătură prin telefon acum, dacă este posibil și colegii vor realiza legătura, pentru că o să mergem într-un loc de unde nu am mai relatat până acum. Tangențial am vorbit despre aceste activități, este vorba de Codnari. Este un loc în care activează un astroclub, astroclubul Pegas, Pegasus din Codnari. Este o activitate care se desfășoară, bineînțeles, într-un loc unde nu există atâta afluență de public cum avem în orașele mari, București, Timișoara, Cluj și așa mai departe, chiar și la Târgoviște, unde avem foarte mulți oameni, dar unde există un inimos animator, Dorin Cozan, care este bibliotecar la Biblioteca Publică din Codnari, este și coordonatorul Astroclubului Pegasus din Codnari și care a ținut să organizeze un eveniment dedicat Zilei Astronomiei, atât cât se poate face într-un astfel de loc, spuneam, unde nu este o afluență de public atât de mare, dar unde ar fi bine să se organizeze și în alte localități astfel de activități, pentru că venim și în întâmpinarea publicului care poate are posibilități mai limitate față de orașele mari unde sunt mai multe posibilități și să creează astfel oportunități privind educația prin astronomie și accesul la bolta înstelată. Iată, suntem în legătură directă prin telefon, așa cum spuneam mai devreme, cu domnul Dorin Cozan, coordonatorul Astroclubului Pegasus din Codnari. Bine ați venit în emisiunea noastră. Bună ziua, bine v-am găsit. Felicitări pentru activitatea pe care o organizați la Codnari. Am văzut că de Ziua Astronomiei chiar ați făcut și o activitate publică. Ați fost în cadrul Bibliotecii Publice Codnari. Ați folosit 3 telescoape și așa mai departe. Povestiți-ne pe scurt ce s-a întâmplat și dacă este prima acțiune publică de Ziua Astronomiei sau ați mai organizat și alte activități, este o obișnuință sau, folosindu-vă de Ziua Astronomiei, ați încercat să promovați astronomia în rândul locuitorilor din Codnari? Da, întâi mulțumesc pentru felicitări. Într-adevăr, este pentru noi cei de la Astroclubul Pegas din Codnari prima activitate de Ziua Internațională a Astronomiei, însă avem deja un an de când aici la Codnari am reușit să înființăm un astroclub. Sunt vreo 20 de copii care vin regulat și în ultimele luni ne-am întâlnit cam la o frecvență de 2 săptămâni în funcție de ce evenimente sunt pe cer și în funcție de ce avem la proiectul Pegas pe care îl avem în desfășurare. Da, văd că aveți chiar și 3 telescoape în dotare. Da, avem 2 cumpărate prin Fondul Științescu, unul donatie, o persoană din București, și cu ele și accesoarele și un aparat foto în Canon, unde se reve, ieșim la observații și mai nou și
încercăm și astrofotografie, primii pași în astrofotografie. Da, am văzut că, iată, în afară de imaginea acestea cu Luna, pe care ni le-ați trimis și noi le-am pus în montaj, ați realizat și un montaj, să vedem dacă colegii o să-l poată pune. Avem și un montaj în care am văzut că ați avut și încercări de a prinde planetuțele prin telescop. Da, da. Adică vorbim de Jupiter. Da, chiar a fost, da? La unele planete primele ședințe foto. La Jupiter și la Marte, primele fotografii pe care vi le-am trimis și dumneavoastră. Sunt făcute de copiii de aici. Chiar cu de ziua astronomiei. Am stat până dimineața, până pe la 5. Da? Așteptând să apară Jupiter, Marte și ca să facem primele fotografii. Ce populație are Codnari? În jur de 7.000 și ceva, da. Da, cam deci atât în comună. O localitate comună destul de mică. Mare. E comună mare, da, ca oraș pentru, mic. Da. Da, o comună mare, dar localitate mică, într-adevăr. Da, și există interes, entuziasm, că văd că ați avut această inițiativă pentru că, iată, aveți și Fondul Științescu care v-a sprijinit pentru a obține, iată, instrumentele și înseamnă că s-a simțit undeva activitatea pe care o desfășurați acolo. Da, într-adevăr, a fost foarte bine primită astronomia la Cotnari. După acest, suntem în al doilea an în care copiii vin cu entuziasm la Astroclub. Și chiar și aseară am avut o activitate într-un oraș din apropiere, în Hârlău, observații astronomice, și copiii au venit și m-au rugat să găsim o mașină, să meargă și ei. Și am mers cu vreo 10 copii acolo, la liceu, la colegiu, pentru observații. Da, foarte frumos. Este frumos și ne place și, în plus, este foarte bine și pentru bibliotecă, pentru că Astroclubul funcționează în cadrul Bibliotecii Publice Cotnari. Și adună lumea împreună. Da, foarte, foarte frumos. Părinți. Foarte frumos, da, pentru că, iată, un astfel de instituție, cum este o bibliotecă, știu că există, mai există și în alte locuri, chiar și la Târgoviște, colaborăm foarte bine cu Biblioteca Județeană și în alte locuri, există un spațiu public prin care se poate desfășura o astfel de activitate de interes și una mai specială. Noi vă felicităm, vă dorim succes în continuare. Mulțumim. Și așteptăm să ne mai informați când desfășoară astfel de evenimente, să cu le facem siguranță cunoscute, să încurajăm și pe alții să procedeze la fel. Cer senin în continuare să aveți. Mulțumim, mulțumim la fel. Numai bine, a fost prin telefon Dorin Cozan, bibliotecar la Biblioteca Publică Cotnari, coordonator Astroclubului Pegas din Cotnari. Mergem mai departe. Avem pe harta noastră astăzi din emisiune Alba Iulia, unde s-a desfășurat o activitate de ziua astronomiei pe 22, deci duminică. Am primit această relatare începând cu ora 19:30 și până la ora 23. Peste 1000 de vizitatori au privit prin telescoape Luna, tripletul Mizar 1, Mizar 2, Alcor, planetele Venus și Jupiter împreună. Au fost Ștefan Popcoț, Lucian Stoican, Lucian Nicolae și Dan Martin Maghiar și cu ajutorul primăriei care a stins becurile din zonă special pentru acest eveniment. Iată informație pe care ni l-a trimis mai vechiul nostru colaborator Ștefan Popcoț, care, iată, se implică și în promovarea astronomiei destul de mult și acest entuziasm dă roade. Deci destul de mulți vizitatori, putem să vedem și aceste imagini, iată și un GIF animat pe care l-am primit de la Ștefan cu acest eveniment. Telescoapele Newtonian Dobson Homemade 365x1810, bocala 2 Newtoniene Dobson 203x1200 și o lunetă Skywatcher 90x900 cu montură EQ2. Iată, acestea sunt dotările pe care le-au folosit acești iubitori ai cerului ca să arate publicului cerul nopții, obiectele cosmice și așa mai departe. Felicitări! Sunt sigur că vor mai face astfel de activități, sunt oameni inimoși și e bine, cred că nu doar o dată pe an ies ei, ci ei au ieșiri mai dese. Așteptăm și alte informații de la alte evenimente pe care le vor organiza. La Sighetul Marmației, profesorul Sorin Hotea, coordonator astroclubului SARM Sighet, avem imagini
și ceva informații, în parcul Grădina Morii, de la ora 19 la ora 22, aproximativ 300 de vizitatori care au observat prin telescop Luna și planeta Venus, au primit pliante și calendare și care au purtat cu noi discuții pe teme astronomice, dar au primit și răspunsul la anumite întrebări. Bineînțeles, având această experiență în promovarea astronomiei către public, pe care o are profesorul Sorin Hotea, dar fiind și profesor, bineînțeles că astfel de activități inevitabil au loc discuții pe teme astronomice, întrebări și răspunsul la anumite nenumeriri ale vizitatorilor, ale celor care privesc cerul. Binevenite astfel de discuții, nu doar privești prin telescop, ci afli și informații utile. Deci, Sighetul Marmației, Astroclubul SARM, Sighet. Și avem acum o legătură, încercăm și o legătură la Miercurea Ciuc, unde inimosul Cosmin Sorin Micloș a mai fost prezent în emisiunea noastră, l-ați văzut că este foarte activ. Bineînțeles, nu se putea să nu existe și acolo activitate. Dacă avem legătura telefonică, da, avem legătura telefonică. O să-l ascultăm pe Cosmin să ne povestească ce s-a întâmplat la Miercurea Ciuc. Alo? Alo, bună ziua și vă salut pe toți. Bine ai venit, ai revenit în emisiunea noastră, Cosmin. Ce s-a întâmplat de ziua astronomiei la Miercurea Ciuc? Ce ați făcut voi pe acolo? Deci da, noi am avut, pe lângă activitatea obișnuită, care cred că au desfășurat orice astroclub, am avut observații cu publicul, la sediul nostru de la Colegiul Național Octavian Goga, unde pe lângă observațiile bine cunoscute, am realizat și o premieră, în sensul în care noi ca asociație stăteam un pic mai deficitar din punct de vedere al instrumentelor astronomice și cu această ocazie am încheiat un parteneriat cu un importator de instrumente astronomice și cu acest partener și în baza acordului încheiat cu ei, mi s-a deschis, zic eu, poarta către magazia lor de minunății. Și am organizat pe lângă faptul că o expoziție de echipamente astronomice, am făcut și o proiecție a binecunoscutului program Stellarium pe clădirea unității pentru a arăta copiilor, de fapt, cum vedem noi astronomii bolta stelată, de unde vin constelațiile, cum sunt ele redate ca figurație și ca compoziție. Da, foarte interesant. Am avut undeva la 30 de persoane prezente. N-a fost pe cât de mare mă așteptam să fie, dar faptul că acum avem acest parteneriat cu firma importatoare de echipament, eu zic că ni s-a deschis o ușă largă. Da, e bună o astfel de colaborare și iată, mai sunt și oameni care înțeleg să ofere acces la educație prin suportul pe care îl acordă un astfel de inițiative. Am văzut acolo că ați avut și ceva prezentări Eyes in the Sky, eveniment dedicat tuturor cei care iubesc cerul, ne-ai spus tu aici. Da, noi organizăm Eyes in the Sky odată pe lună și acum l-am făcut de ziua astronomiei, Eyes in the Sky. Da, e o activitate pe care noi o desfășurăm pentru toată comunitatea, unde este intrarea liberă și facem observații astronomice de zi și de seară. Da, important de menționat că, iată, se desfășoară în cadrul instituției de învățământ. Aveți acest colegiu Octavian Goga, ce v-a pus la dispoziție și sediu și spațiu de desfășurare și, iată, se face educație și după școală aici la colegiu. Da. Și nu numai educație, facem de toate pentru toți și învățăm unul de la altul. Da, foarte bine. Felicitări, spor la treabă în continuare, că sunt sigur că mai desfășurați de activități și vă mai așteptăm în emisiune să ne relatați. Noi, Cosmin, poate ne vom întâlni în vara asta și prin taberele și școlile de vară. Cu siguranță și noi acum, în premiera noastră, organizăm prima școală de vară la Ivorul Mureș și chiar lucrăm la asta intens. Da, păi să ne trimiți informații și când le ai să promovăm această tabără, pentru că e foarte bine ca să știe oamenii că pe timpul vacanței
părinții își pot trimite copiii sau și oamenii mai tineri sau oamenii în vârstă pot merge la astfel de activități. Felicitări și succes în continuare! Mulțumim la fel și vă salut pe toți încă o dată! Cer senin să aveți! A fost prin telefon Sorin Cosmin Micloș, coordonatorul, președintele Asociației Ucenicul Astronomii, el este și membru în Consiliul Director al Societății Astronomice Române de Meteori, om inimos, care iată are și parteneri, colegii lui de acolo, oameni de asemenea, oameni deosebiți și fac activități pentru publicul larg, pentru educație. Aș dori să vă prezentăm acum ce am organizat noi la Târgoviște, nu mai avem prea mult timp din emisiune, așa că o să vă povestim ce s-a întâmplat și la Târgoviște, bineînțeles fiind Luna Mondială a Astronomiei, noi fiind și membri în Organizația Mondială Astronomi Fără Frontiere și promovând acest eveniment, Luna Mondială Astronomiei, am organizat un Global Star Party, așa se numește evenimentul din cadrul Lunii Mondiale Astronomiei, dar anul acesta a coincis cu Ziua Internațională Astronomiei, așa că Sărbătoarea Mondială a Stelelor s-a suprapus cu Ziua Astronomiei și am scos telescoapele în oraș, pe platou din Piața Tricolorului. Ne-am bucurat prezența vicepreședintelui tehnic al SARM, este vorba de Cristian Dănescu, iată și Adi Stelea, membru SARM, și Ioana Stelea, membru chiar în Consiliul de Conducere al SARM-ului, au venit la Târgoviște să ne ajute să se implice și au adus și instrumentul. Ne-a ajutat cu reglarea instrumentelor Cristian Dănescu și, bineînțeles, am făcut un Sun Day, este un eveniment în cadrul Lunii Mondiale a Astronomiei, în care am privit soarele prin telescop, bineînțeles, folosind acest filtru special de protecție. Spre norocul nostru, deși doar cu câteva zile înainte nu era nicio pată pe cer, a apărut undeva într-o margine a soarelui o pată destul de spectaculoasă, destul de mare și publicul s-a bucurat pentru că a putut să vadă, iată, detalii pe suprafața soarelui. Odată cu căderea serii, soarele încă era pe cer, dar se putea vedea foarte bine luna și am scos instrumentele acestea pentru a putea privi luna prin telescop. Vedeți aici publicul prezent. Unii dintre ei au mai venit la activitățile noastre, alții veneau pentru prima dată, dar promovarea evenimentului a adus destul de multă lume în Piața Tricolorului și am avut un program extins până spre miezul nopții pentru a face față afluenței de public și cerinței publicului de a privi prin telescop. Unii chiar au venit ziua, au privit soarele, apoi au privit luna și s-au întors mai pe seară, când luna, bineînțeles, odată cu căderea nopții se vede altfel și există și posibilitatea de a vedea și alte corpuri. Am mai folosit din oraș ce poți să vezi, chiar am pus pe steaua Sirius, pentru că este o stea strălucitoare și se colorează așa frumos. Iată și imagini filmate de colegii noștri de la Columna TV, chiar Freddy, altfel Georgescu, a venit și a filmat. Ați văzut cum se vedea luna chiar prin camera video. Se vedeau cratere de pe lună. Cert este că afluența publicului este mare și vin oameni de toate categoriile, de toate vârstele și de toate categoriile și ne bucură acest lucru. Bineînțeles că e o tradiție la Târgoviște, unde iată avem sediu central al Societății Astronomice Române de Meteori, o asociație foarte, foarte activă. Am avut și o expoziție de astrofotografie cu care am delimitat această zonă din Piața Tricolorului, unde ne-am montat telescoapele și a fost și un prilej de a discuta cu oameni. Am avut chiar și un mic stand acolo cu planisferă, harta cerului, cu pliante. Am oferit informații oamenilor, am purtat discuții, am arătat oamenilor cum se folosește o planisferă, la ce este ea folosită și cum se poate utiliza o planisferă și oamenii au fost încântați. Chiar după acest eveniment, ca de obicei, așa se întâmplă în fiecare an, unii și-au manifestat dorința de a rămâne în contact cu SARM, de a participa pe viitor la activitățile SARM și chiar de a se înscrie în Societatea Astronomică Română de Meteori. Deci ați văzut aceste imagini de Sun Day, Ziua Soarelui și Global Star Party, Sărbătoarea Mondială a Stelelor, Ziua Internațională a Astronomiei. Mai sunt și alte locuri unde s-au organizat evenimente, dar nu avem informațiile încă primite. Probabil că dacă le vom primi, vă vom prezenta și în edițiile viitoare.
Înainte de a încheia emisiunea, vreau să vă amintesc faptul că pe cer putem să vedem în zilele acestea, avem niște capturi pe care le-am realizat cu programul Stellarium, putem să vedem o configurație frumoasă a lunii cu planetele pe care le întâlnește în drumul ei prin constelațiile zodiacale. Pe data de 1 mai va fi o conjuncție a lunii cu Jupiter. Bineînțeles că luna este în fază destul de avansată, este strălucitoare. Vedeți aici, iată, luna și planeta Jupiter. Pe 1 mai, pe 5 mai, o să vedem imaginea următoare. O să fie luna în conjuncție cu Saturn. Vedeți, luna mai scade în strălucire, dar este în scădere, foarte aproape de Saturn. Și urmează pe 6 mai luna în conjuncție cu Marte, care Marte devine și el din ce în ce mai strălucitor. Știți foarte bine, anul acesta avem opoziția lui Marte în iulie. Și urmează această configurație, vedeți, luna se aliniază cu cele două planete, chiar și cu Jupiter. Pe 8 mai, iată această captură, de se poate vedea această configurație, mai ales că luna scade în strălucire și devine interesant să ieșiți spre dimineața afară, după ora 4, și să vedeți și chiar să fotografiați această configurație frumoasă. Urmează un curent de meteori, avem încă o imagine, iată, aceasta este imaginea, să rămânem puțin pe ea. Este curentul de meteori Eta Aquaridae, este singurul caz în istoria, în astronomia de meteori, când un corp părinte, o cometă, produce doi curenți de meteori. Este vorba de celebra cometă Halley, care produce curentul de meteori Eta Aquaridae, acesta vizibil în luna mai, și Orionidele în luna octombrie. În luna mai este o situație mai specială. Anul acesta suntem afectați de lună. Pe 30 aprilie va fi lună plină. Pe 8 mai, iată, va fi ultimul pătrar. Se află luna și prin zonă. Deci cerul va fi afectat de lună, dar nu în așa fel încât să nu ieșim la observații. Dar este un curent special. De ce? Se vede doar cu o oră și jumătate înainte de ivirea zorilor, când se ridică radiantul pe cer. Meteorii sunt spectaculoși, sunt foarte lungi. Putem să vedem chiar așa numiții A-grazers. Sunt acei meteori care se văd când radiantul este jos pe cer și străbat chiar toată bolta cerului. Vă recomand să îi priviți. Există niște studii, niște cercetări. Anul acesta maxim ar fi centrat undeva pe 6 mai, dar este, nu este un maxim ascuțit, este un maxim care se întinde pe mai multe zile, deci puteți să observați mai multe zile până în 10-11 mai. Există anumite calcule prin care planeta Jupiter influențează particulele acestea ale cometei Halley și determină anumite fluctuații în masa aceasta de particule, și s-ar putea să existe, de exemplu, sunt niște predicții, s-ar putea să se întâmple undeva pe 3 mai la ora 19 și 11 minute timp universal, deci nu se vede din România o activitate, pe a doua undeva la ora 7 și 34 de minute la 5.49, sunt anumite predicții, mă rog, dar sunt niște particule, se anunță particule mici. Important este ca dumneavoastră să înțelegeți că este un curent de meteori activ și dacă sunteți dispuși și aveți această dorință să vedeți curentul de meteori, trebuie să rețineți că trebuie să ieșiți afară după ora 3 noaptea, 3 și jumătate, și să-l priviți până în zori, spre est. Cam acestea sunt informațiile noastre. Emisiunea se difuzează în reluare luni de la ora 23. Mulțumesc colegilor mei din platou și de emisie, Alfred Georgescu și Marian Zanfiroiu. Dumneavoastră, când ne-ați urmărit, îndemnul nostru, priviți cerul oriunde vă veți afla. Iată videoclipul oficial al Lunii Mondiale a Astronomiei. La mulți ani încă o dată celor care priveți cerul. Se termină Luna Mondială a Astronomiei. Ne vom revedea în edițiile viitoare. Cer senin să aveți!